Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 8-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci. Șirul lui Fibonacci conține o infinitate de valori, începe cu valorile 1, 1 și apoi se adună ultimii doi termeni pentru a determina următorul număr din șir. Șirul lui Fibonacci este denumit după Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci, o prescurtare după titulatura Filius Bonacci, fiul lui Bonacci. Șirul lui Fibonacci conține o infinitate de valori. Începe cu valorile 1, 1 și apoi se adună ultimii doi termeni pentru a determina următorul număr din șir. Șirul lui Fibonacci este denumit după Leonardo din Pisa, cunoscut sub numele de Fibonacci, o prescurtare după titulatura Filius Bonacci, fiul lui Bonacci. În natură s-a observat că multe plante se dezvoltă într-o secvență de tip Fibonacci, în jurul tulpinei, cum ar fi conurile de pin care respectă o dispunere dată de numerele din șirul lui Fibonacci. Urmând secvența șirului lui Fibonacci, frunzele unor plante pot fi dispuse astfel încât să ocupe un spațiu cât mai mic și să obțină cât mai mult soare. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural nenul n și afișează pe ecran, precedați de un mesaj informativ și pe linii diferite, toți termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n. De exemplu, dacă n egal cu 4, atunci în urma execuției programului pe ecran se afișează termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egal cu 4 sunt 1, 1, 2, 3. În codul prezentat se utilizează variabilele întregi n, a, b și c. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila n. Cu ajutorul structurii condiționale se tratează cazul particular în care valoarea variabilei n este 1 și se afișează cele două valori 1. Pentru cazul general se afișează cele două valori 1. Variabilele a și b rețin termenii curenți ai șirului lui Fibonacci și vor fi inițializate cu valoarea 1. În variabila c vom determina următorul termen din șirul lui Fibonacci, ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Cu ajutorul structurii repetitive while se construiesc treptat următorii termeni din șirul lui Fibonacci, cât timp valoarea variabilei c, adică valoarea termenului curent al șirului, este mai mică sau egală cu valoarea variabilei n. Se afișează termenul curent. Se avansează în șir, variabila a preia valoarea variabilei b și variabila b preia valoarea variabilei c. În variabila c vom construi următorul termen din șirul lui Fibonacci ca fiind suma valorilor variabilelor a și b. Structura repetitivă se încheie în momentul în care valoarea variabilei n este mai mică decât valoarea variabilei c. La execuția programului, dacă pentru n se citește valoarea 4, atunci mesajul afișat este termenii șirului lui Fibonacci mai mici sau egal cu 4 sunt 1, 1, 2, 3. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură două numere naturale nenule a și b, a mai mic egal cu b, și afișează pe ecran precedat de un mesaj informativ numărul termenilor din șirul lui Fibonacci care aparțin intervalului închis AB. De exemplu, dacă A egal cu 5 și B egal cu 20, atunci mesajul afișat în urma execuției programului este numărul termenilor șirului lui Fibonacci care aparțin intervalului 5-20 este 3. În codul prezentat se utilizează variabilele a și b, care reprezintă limitele intervalului. În variabila nr se determină numărul termenilor
din șirul lui Fibonacci care aparțin intervalului dat. În variabilele x, y și z se vor reține 3 termeni consecutive ai șirului lui Fibonacci. Se citesc de la tastatură valori pentru variabilele a și b. Variabilele x și y rețin termenii curenți ai șirului lui Fibonacci și vor fi inițializate cu valoarea 1. Cu ajutorul structurii condiționale se tratează cazul particular în care valoarea variabilei a este 1 și atunci variabila n r primește valoarea 2. În caz contrar, variabila n r va fi inițializată cu valoarea 0, iar variabilele x și y vor primi valoarea 1. Cu ajutorul structurii repetitive while se construiesc treptat următorii termeni din șirul lui Fibonacci. Cât timp suma ultimilor doi termeni generați este mai mică sau egală cu valoarea variabilei b. La fiecare iterație se verifică dacă valoarea variabilei z, ce reprezintă următorul termen din șirul lui Fibonacci ca fiind suma valorilor variabilelor x și y, este mai mare sau egală cu valoarea variabilei a, caz în care se mărește valoarea variabilei nr cu o unitate, deoarece a mai fost identificat un termen al șirului din intervalul AB. Se avansează în șir. Variabila x primește valoarea variabilei y, variabila y preia valoarea variabilei z și variabila z va prelua valoarea dată de suma valorilor curente corespunzătoare variabilelor x și y. La finalul algoritmului se afișează valoarea variabilei nr precedată de un mesaj informativ. La execuția programului, dacă pentru variabila a se citește valoarea 5, iar pentru variabila b valoarea 20, mesajul afișat este: numărul termenilor șirului lui Fibonacci care aparțin intervalului închis 5-20 este 3. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural n și afișează pe ecran, precedat de un mesaj informativ, cel mai mic termen al șirului lui Fibonacci, mai mare decât n. De exemplu, dacă n egal cu 20, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 21. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți construi algoritmi elementari care identifică și prelucrează valorile șirului lui Fibonacci.